Drago Petraru amenince va dezvălui nereguli din TVR, tiam ce aici se va ajunge sublinierei, tocmai pentru ce subliniere tiam, mi-am luat toate măsurile video. Drago subliniere Petraru a anuncat ce va dezvălui nereguli din televiziunea română, în urma desubliniereurii unei anchete de presă care vizează subordonarea politică a TVR, amestecul brutal al conducerii în procesul editorial, precum sublinierei cheltuirea fără discernment sublinierei curea voinca banului public. Realizatorul TV a precizat ce el sublinierei echipa lui nu vor mai accepta să producă emisiunea Starea Naciei la televiziunea public după încheierea prezentului sezon, dacă lucrurile nu se vor schimba. Me subliniere tici, scandalagiu din fire. A sublinierea mi-a spus astăzi doamna Doina Gradea, presubliniere dintele director general al TVR, care m-a chemat la ordine după emisiunea de aseară. Mi s-a spus ce se va face o analiză a modului în care a fost respectat contractul, ce sunt scandalagiu, ce asta e o formă de presiune la adresa conducerii, ce, de fapt, nu e vorba de niciun amestec editorial în emisiunea Starea Naciei, virgulă, a spus Petraru, spre finalul ediciei de marți seara a emisiunii sale, conform news.ro. Da, subliniere tiam, subliniere tiam ce aici se va ajunge, sublinierei tocmai pentru ce subliniere tiam mi-am luat toate măsurile să nu se mai spun ce e vina noastră, ce suntem noi nebunii sublinierei scandalagii, a adugat el. Drago subliniere Petraru a continuat anuncând ce echipa Starea Naciei nu va mai accepta să producă această emisiune la TVR după încheierea prezentului sezon, dacă lucrurile nu se vor schimba. Fac public următorul anunc, date fiind componenta noului cadru din care fac parte persoane care au exercitat în trecut presiuni editoriale la adresa noastră, a comportamentului noului PDG Doina Gradea fac de angajați. Măsurile editoriale luate împotriva interesului public în privința mai multor producții de la TVR, încercările de intimidare la adresa acestei emisiuni, noi cei de la Starea Naciei, nu vom mai accepta să producem această emisiune aici după încheierea prezentului sezon, dacă lucrurile nu se vor schimba, a spus Petraru. Realizatorul TV a precizat ce echipa lui, dar sublinierei prietenii sublinierei fanii ai emisiunii au investit aproape 50.000 de euro în decor, birouri, amenajări tehnic pentru Starea Naciei. El a menționat că aceasta este emisiunea zilnic cu cea mai mare audiență la postul public. Nu facem mult patriotic, departe de noi asta, dar, spre deosebire de conducerea aceasta numit politic, noi am venit cu bani de acasă aici la TVR. Am investit aici aproape 50.000 de euro împreună cu prietenii sublinierei fanii ai emisiunii, în decor, birouri, amenajări tehnic. Facem emisiunea zilnic cu cea mai mare audiență la postul public sublinierei nu mai putem gira prin prezența noastră aici o echipă de conducere care nu dă doi bani pe interesul public, a spus Drago subliniere Petraru. Realizatorul TV le-a mai spus telespectatorilor ce în perioada următoare vor afla, dar nu de la TVR, rezultatele unei anchete de presă din interiorul televiziunii publice.
În perioada următoare veți afla, atenție, nu de aici, de pe acest post, rezultatele unei anchete de presă făcut timp de mai bine de subliniere a luni din interiorul unei instituții, cu probe, mărturii, acte, tot ce trebuie. De acest timp am avut nevoie ca să adunme aceste probe. Ancheta vizează subordonarea politică a TVR, amestecul brutal al conducerii în procesul editorial, cheltuirea fără discernment sublinierei curea voinca banului public. Iar dacă se consider ce problema e tot la noi, asta e, ne vom cera acasă. Nu om muri de foame, a anuncat Petraru. De la ce s-a ajuns aici? Am zis ceva în emisiune despre un membru cap proaspăt numit, ce nu mi se pare normal să fie în Consiliul de Administrație o persoană care a făcut în trecut presiuni editoriale la adresa noastră. Este vorba despre domnul Cătălin Blebea, fost reprezentant UNPR în Consiliul de Administrație. Nu am găsit alte imagini în afară de acestea de la IE, subliniere era din pus subliniere cerie a lui Adrian Nestase, a adugat Drago subliniere Petraru. Luni seară, realizatorul TV a declarat, la finalul emisiunii sale, ce a fost în subliniere tincat înscris de conducerea superioară ce va fi scos de pe post dacă va mai vorbi prostii în acest program. În replic, presubliniere dintele, director general al TVR Doina Gradea a declarat, marci, pentru agenția de presă Newsro. Ce Drago subliniere Petraru nu a fost amenincat de nimeni din conducerea televiziunii române subliniere ICE realizatorul TV are un contract care conține clauze diverse subliniere I care trebuie respectat de ambele părți, dar a precizat ce în niciun caz nu este vorba despre restricții privind subiectele sau modul de abordare.